Copilul născut în afara unei căsătorii poate fi recunoscut de către tatăl său prin trei modalități prevăzute de lege. Declarația scrisă dată în fața ofițerului de stare civilă, înscris autentic în fața notarului public sau instanței judecătorești sau prin testament, tatăl minor îl poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii prin efectuarea expertizei psihiatrice. Declarația de recunoaștere a unui copil din afara căsătoriei autentificată se poate depune după înregistrarea nașterii la SPCLEP sau după caz la primăria unității administrativ teritoriale de domiciliu sau după caz la primăria unității administrativ teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut, declarația de recunoaștere făcută de un cetățean străin se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la SPCLEP sau după caz la primăria unității administrativ teritoriale care are în păstrare actul de naștere al celui recunoscut. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro